Începând cu luna februarie, Primăria Reghin va distribui ajutoarele alimentare direct la domiciliul beneficiarilor. Vorbim despre alimentele venite prin programul european, care vor fi împărțite persoanelor defavorizate. Dacă până acum nevoiașii își ridicau pachetele de la sediul RAGCL, de la începutul lunii februarie, aceștia vor primi direct acasă porțiile cu alimente. Programul de distribuire va fi de luni până joi, de la 8:30 dimineața și până la amiază la 3:30, dar și vinerea până la ora 13:30. De aceste ajutoare beneficiază persoanele singure cu venit minim garantat, șomerii, pensionarii cu venituri mai mici de 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și invalizii, veteranii și văduvele de război. Fiecare persoană va primi pachete cu făină, paste făinoase, biscuiți, orez, fasole, conserve și zahăr.